Noi vă salutăm, stimați prieteni, suntem live, blocul Renato Usatăi, aici la Curtea de Apel Chișinău, Taylor 4. Avem un anunț extrem de important pentru dumneavoastră. Eu vă rog frumos, doamna avocat Natalia Bairan. Astăzi, blocul Renato Usatăi a contestat la Curtea de Apel hotărârea de ieri a CEC-ului prin care s-a refuzat în majorarea numărului secțiilor de vot peste hotare de țări. Suntem îngrijorați de faptul că Comisia Electorală Centrală nu a ținut cont de cele trei criterii prevăzute de codul electoral pentru constituirea secțiilor de vot. Totodată, Comisia Electorală Centrală nu a calculat că la scrutinul din anul 2020, scrutinul prezidențial, la înregistrarea cu mult mai mică prealabilă a cetățenilor de peste hotare, prezența la vot a fost covârșitor mai mare și miile, zecile de mii de cetățeni din afara țării au întâmpinat probleme precum cozi interminabile, lipsa buletinilor de vot. Deci suntem pur și simplu alarmați de faptul că prin hotărârea de ieri a CEC-ului dânșii sunt indiferenți față de cetățenii noștri care prin această hotărâre pe care o considerăm ilegală nu vor putea să-și realizeze exercitarea dreptului de vot. Motiv pentru care o să pledăm în fața magistraților de la Curtea de Apel să admită această cerere și să anuleze hotărârea care încalcă dreptul fundamental al cetățenilor de a vota. Постановление Центральной избирательной комиссии такое впечатление складывается, что они повторяют аргумент одного бывшего президента, который назвал диаспору параллельным электоратом. Вероятно, и для Центральной избирательной комиссии этот электорат является параллельным и нежелательным. Поэтому его решено лишить избирательного права. Это постановление ЦИК, оно не просто незаконное, оно подлое и низкое. Оно подлое по отношению к тем людям, которые не от хорошей жизни вынуждены были уехать из страны. Оно подлое по отношению к тем людям, чей вклад в экономику страны сложно переоценить. Я хочу вам напомнить, что это примерно 20% ВВП страны. Оно подлое по отношению к людям, которые ежегодно присылают в страну больше 1 миллиарда долларов, и для которых ЦИК не нашел денег для открытия дополнительных участков. Я не буду сейчас говорить о статьях Конституции и Избирательного кодекса, которые нарушают это постановление правительства. Я скажу просто, избирательное право, право голоса не может быть поставлено в зависимость от отсутствия либо наличия средств. Потому что если следовать этой логике, то тогда вообще следует отменять выборы. Это будет вообще дешево. Стимați concetățeni, refuzul Comisiei Electorale Centrale de a majora secțiile de votare pentru concetățenii noștri din diasporă este criminal și, în viziunea blocului Renato Usatăi, o încercare de a influența rezultatele alegerilor din 11 iulie în mod fraudulos. Ne amintește această decizie de o altă decizie a Curții a Comisiei Electorale Centrale din 2014, atunci când Renato Usatăi a fost scos ilegal, criminal, abuziv din cursa electorală cu scopul de a influența mafiotic rezultatele acelor alegeri și ca drept rezultat am avut un parlament absolut nelegitim. Este și mai interesant și alarmant că unul din membrii CEC care ieri a votat această decizie este Vasile Gafton. Stimați prieteni, Vasile Gafton a fost raportor în 2014 pe, noi o numim, crima împotriva democrației electorale moldoviești, atunci când a fost scos
Renatul Usatăi din cursă și iată, repetă încă o crimă acest Vasile Gafton și totul se datorează faptului că oamenii lui Plahotniuc n-au fost curățați din instituțiile statului și Gafton, slujându-l pe Plahotniuc atunci, comițând această crimă, iată astăzi în slujba lui Dodon, comite Vasile Gafton încă o crimă împotriva democrației electorale moldovenești, împotriva concetățenilor noștri din diaspora. Stimați prieteni, eu știu că acum ne urmăresc foarte mulți cetățeni aflați aici, în țară, dar și cei care se află acum peste hotare, care de ieri urmăresc evenimentele din Republica Moldova ce ține de acordarea acestor persoane a dreptului de a merge la acele secții de votare și de a-și exercita dreptul constituțional de vot. În Republica Moldova, fiecare familie știe ce înseamnă să fie plecat o rudă peste hotare. Familia mea nu este excepție. Și eu, din propria cunoștință, în cunoștință de cauză și propria experiență, știu cum mama mea, la alegerile prezidențiale, a stat în acel rând 7 ore până când a ajuns să intre în secția de votare și să-și exercite dreptul de vot. Din păcate, aceste argumente și toate videourile și toate pozele din făcute de diasporă din ziua alegerilor prezidențiale nu a influențat decizia CEC-ului. Și blocul electoral Renato Usatăi consideră că ceea ce s-a întâmplat ieri este o crimă împotriva cetățenilor Republicii Moldova și în mod particular mă refer la cei care se află în diasporă. Vin cu un apel către toți oamenii care se află în diferite țări ale lumii. Blocul electoral Renato Usatăi vă promite că vom sta în continuare în apărarea drepturilor și libertăților voastre. Vom duce până la bun sfârșit această situație și să fiți cu ochii pe noi și să ne urmăriți. În acest sens, în conformitate cu legislația în vigoare, astăzi noi am depus deja originalul acestor documente a contestației și în termen de 5 zile, Curtea de Apel este obligată să examineze cererea noastră, contestația noastră. Vă îndemn, stimați cetățenii, cei care ne priviți sau care ne veți privi în următoarele clipe, vă îndemn să ne urmăriți în sensul că protestul, de fapt, la care trebuie să participe cetățenii Republicii Moldova, trebuie să fie aici, la Curtea de Apel, unde se va decide soarta acelor negăjiți și aflați peste hotarele țării. Nu în fața CEC-ului, cum o fac alte partide, alți concurenți electorali, dar aici trebuie să cerem dreptate, aici trebuie să solicităm magistraților Curții de Apel să țină cont de acei peste 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova care astăzi se află peste hotare și cărora le este îngrădit dreptul lor constituțional la vot. Vă îndemn să ne urmăriți și noi să vă anunțăm ziua și ora când aici, la Curtea de Apel, se va examina cererea noastră de chemare în judecată. Aici, la Teilor 4, în municipiul Chișinău, vă îndemnăm pe toți, împreună cu colegii mei și cu toată echipa blocului electoral Renato Usatăi, să venim și să stăm în apărarea drepturilor și libertăților persoanelor care se află din diasporă. Stimați prieteni, dragi concetățeni, Teilor 4, sediul Curții de Apel Chișinău, sector botanic a Chișinău, eu sunt absolut convins că atunci când Curtea va examina contestația noastră, noi cu toții putem umple strada Teilor de la Bulevardul Dacilor până la strada Independenței, pentru că este foarte și foarte important, nu doar pentru cei din diasporă, pentru țară, pentru toată societatea moldovenească, pentru statul Republica Moldova. Noi suntem conectați cu dumneavoastră, cu noi, atunci când se examinează, vă dăm de știre. O zi cât mai frumoasă, o duminică excelentă să aveți!